Veste bună pentru locuitorii din zona Orăștiei. Masterplanul pentru rețeaua de apă și canalizare depus de societatea comercială Activitatea Goscom S.A. Orăștie, operatorul de profil din zonă, a fost aprobat de Consiliul Județean Hunedoara. În prezent se așteaptă și aprobarea bugetării în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro, banii urmând a fi atrași din fonduri europene. Masterplanul își propune îmbunătățirea serviciilor oferite prin creșterea calității apei și implică mai multe investiții, inclusiv în stațiile de tratare și epurare. Proiectele sunt în derulare, așteptăm să obținem finanțare pentru ele, masterplanul a fost aprobat, am muncit în acest sens și acum așteptăm să pornim, să demarăm lucrările pentru o nouă stație de tratare a apei. Vrem să vedem cu stația de epurare ce o să reușim să facem. Avem proiecte foarte multe, suntem foarte entuziasmați să facem ca domeniul acesta de apă și canal să meargă foarte bine și să fie mai cunoscut. Societatea de apă și canal din orașul Paliei operează în afara municipiului Orăștie și în comunele Beriu, Orăștioara de Sus, Rapoltul Mare și Turdaș.